Marshall Law este o serie de televiziune americană de acțiune cu crime, aventură și multă comedie creată de Carlton Cuse. A fost difuzată pe CBS din data de 26 septembrie 1998 până la data de 13 mai 2000. Personajul principal, Sammo Low, interpretat de Sammo Hung, este un ofițer chinez de poliție și expert în arte marțiale care sosește în Los Angeles în căutarea unui coleg și rămâne în Statele Unite ale Americii. Serialul a reprezentat un succes, făcându-l pe Hung singurul asiatic care a devenit vedetă peste noapte într-un serial de prime time din Statele Unite. La momentul respectiv, Hung nu vorbea fluent engleza și era îngrijorat de capacitatea publicului de a-l înțelege. În multe scene, autorul nu vorbește deloc, făcând din Marshall Law una dintre puținele seriale de televiziune din Statele Unite în care personajul principal nu prea are replici. Serialul a avut două sezoane, fiind anulat din cauza costurilor mari de producție și a nemulțumirii lui Hung față de scrierea celui de-al doilea sezon. Povestea de bază îl are în centru pe Sammo Low, un polițist chinez respectat care e transferat în America. Pe măsură ce lucrează pentru departamentul de poliție, luptând împotriva criminalității în Los Angeles, se confruntă cu un alt conflict, de data aceasta bazat pe diferențele dintre cultura americană și cea chineză. De asemenea, este mentorul lui Grace Pei-Pei Chen, un ofițer sub acoperire. Atunci când tehnicile americane nu funcționează, Sammo folosește unele metode de lucru ale poliției chineze pentru a rezolva cazurile. Sammo este trimis de guvernul chinez să prindă un vechi dușman, mai exact pe Li Hei. Află că discipolul său, Pei-Pei, s-a infiltrat în imperiul criminal al lui Li Hei. Scopul este să-l captureze pe Li Hei și să-i distrugă organizația criminală. Această intrigă a rămas nerezolvată, iar sezonul 1 s-a încheiat în coadă de pește, deși primul episod al sezonului 2 face referire la moartea lui Li Hei, dar destul de vag încât să nu înțelegi exact ce s-a întâmplat. Sammo este ajutat în această misiune de Grace, care se alătură LAPD, la rândul ei, dar și de detectivul Louis Malone și de locotenentul Benjamin Winship. Detectivul Dana Dixon, Tammy Lauren, face și ea inițial parte din echipă, dar pleacă după doar 5 episoade, explicându-se că s-a mutat la o altă secție de poliție pentru a fi mai aproape de familia sa. Pe la jumătatea sezonului, locotenentul Terence Parker se alătură echipei și devine partenerul oficial al lui Sammo. După evenimentele din finalul sezonului anterior și înainte de premiera celui de-al doilea sezon, Winship se pensionează, iar Louis se transferă la NYPD, în timp ce Low decide să rămână în Los Angeles și devine partenerul oficial al lui Grace. Departamentul primește și un nou capitan, pe Amy Dillon, care consideră că modul chinez de lucru în poliție nu este cel mai bun pentru a gestiona situațiile. În plus, se dezvăluie existența unei societăți secrete, a cărei membrii îl includ pe fiul Low, cu care polițistul nu mai ține legătura de mult timp. Deși Low decide să se întoarcă în China în ultimul episod, o replică lasă deschisă posibilitatea unei continuări, dar care, din păcate, nu se întâmplă.